Toți avem un scop în viață, un ideal sau un vis încă neîndeplinit. Nici vedetele noastre nu fac excepție. Astăzi vă dăm detalii despre interpreta Carisma, care ne-a răspuns sincer la 10 întrebări și ne-a lăsat să pătrundem în tainele personalității și intimității sale. Dacă moneda națională ar fi fericirea, cât de bogată ai fi? Problema mare a societății este că multă lume se plânge că nu este fericită. Chiar și dacă au bani, chiar și dacă sunt într-o relație, oricum, fericirea mai fuge. Care e lucrul pe care ai dorit întotdeauna să-l faci și încă nu l-ai făcut? Probabil aș fi vrut să nasc mulți copii și asta este un lucru care încă nu l-am făcut. Să devin mamă. Care este cel mai ciudat loc în care ai făcut dragoste? Probabil nu sunt amatoare de extrem. Mașină, probabil. Asta este cel mai mult ce am putut eu să fac. Descrii-te în 3 cuvinte. Ambițioasă, prietenoasă și comunicabilă. Dacă mâine te-ai trezi și nu ai putea cânta, ce ai face în afară de muzică? Tot artă. Aș fi în acest domeniu. Sau pictură, sau design interior, sau organizator de nunți. Ce loc ți-ai dori să vizitezi și nu ai avut încă ocazia să o faci? India și America. Care e idealul tău de viață? Părinții mei, pentru că mi-au oferit și posibilitatea de a vedea lumea și dragostea de care necesită să primească un copil care crește și se dezvoltă și se maturizează într-o familie. O zi frumoasă e atunci când? Când mă trezesc și simt că toți sunt fericiți. Ți-ai propus deja un moment în care să măriți numărul membrilor familiei voastre? Eu cred că este un plan pe care îl faci tot timpul, dar mereu găsești motive de ce să-l lași pe mai târziu. Așa că planuri sunt, dar motive și mai multe de ce să mă las pe mai târziu tot sunt. Veniturile tale provin din? Și din muzică și pe lângă muzică. Mărețe sunt visele și idealurile interpretei Carisma și suntem siguri că va obține tot ce și-a propus. Doar știm cu toții că cine își dorește cu adevărat reușește.